Dragii mei frați și surori, stimați tineri și toți cei care în seara aceasta sunteți în casa lui Dumnezeu, aș vrea ca împreună să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Nu știu dumneavoastră cum vă simțiți în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mărturisesc ceva, că să știți că am fost și am văzut multe lucruri frumoase. Înainte să vin în Canada, am fost prin Europa și am vizitat câteva țări. Și unele dintre ele sunt oameni care dau mulți bani să le viziteze și unele locuri dau mulți bani să le vadă. Și toate acestea le-am făcut pe gratis, m-au costat doar transport. Și aici, în Canada, sunt locuri frumoase și în Statele Unite și peste loc. Peste tot sunt locuri frumoase. Dar vreau să vă spun ceva, să vă mărturisesc. Niciodată nu m-am simțit așa de bine ca și în casa lui Dumnezeu. Nici într-un loc. Nu este așa de minunat. Și nu sunt oameni așa de minunați ca și în casa lui Dumnezeu. Citea fratele Dorin aici despre David, care spunea: mă bucur că mi se zice, haide-mi la casa lui Dumnezeu. Dar știți care este secretul bucuriei lui David? Știți că este un secret aici. Când vii la casa lui Dumnezeu împins de din spate, știi că riști ca să nu te bucuri. Ca să nu te bucuri. Când abia aștepți să vii, când vii așa fel, în așa fel îți programezi lucrurile, să ajungi tot timpul în întârziere. Ați văzut creștinii aceștia? Care și duminica dimineața și duminica seara și joia și oricând vin la adunare, așa își programează lucrurile și așa își aranjează lucrurile ca totdeauna să vină în întârziere. Ca și cum să știrbim ceva din slujbă, să fie mai scurt. Mă gândesc, asta e ideea. La locul de muncă este diferit. Merge mai devreme. Să fim acolo pe gând, începe muncă. Că dacă ai poncea cartea cu 5 minute mai târziu ca cu 7 minute, primele 15 minute nu ți-s plătit. Și n-ai vrea să nu-ți fie plătit. Și totdeauna ne asigurăm și zicem așa: mă duc pe podul Pineu, vorbesc despre mine. Un pod cu dichisul. Și din septembrie e mai terorizant. Și îmi programez, mă duc o oră înainte ca să trec înaintea celorlalți, că dacă mă duc la ora 7, pe 7 jumate, risc să ajung la ora 8. Atunci mă duc mai devreme, da? Și ajungi în parcare, ajungi cu o oră mai devreme la muncă. Dar știți că și timpul ăla nu-i pierdut. Pentru că poți să stai în mașină sau să intri în uzină să citești din Biblie. Pentru că acasă nu citești. De aceea, dragii mei, spunea David: mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Mă rog lui Dumnezeu să ne păzească să nu fim din aceia care ne împinge din spate. Ne trage soția, hai mă îmbracă-te, hai mă, ne trage soțul, hai îmbracă-te. Nu stă bine baticul, nu stă bine bluza, îmi trebuie altă fustă. Dragii mei, haide să mergem la casa Domnului cu o inimă doritoare, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și atunci ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă nu riscăm, îi spuneam fratelui Iosif aici și vă mărturisesc, dacă nu riscăm să mergem la pescuit și să nu prindem pești. Știți ce să prindem? Dacă este o cizmă în lac, pe aia o prindem. Și o tragem cu unghița la mare o cizmă și un popugru. Dacă în predică este o greșeală după calculele noastre, aia am prins. Așa că radar. Că de fapt eu numai după aia am aruncat unghița. Și toate celelalte care s-au spus, dar oare s-au spus? Dragii mei, spunea David și repet, și îmi pare bine de cuvintele care le-a citit fratele Dorin: mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea o dorință să venim la casa Domnului. Amin? Of, aminul ăsta cum a fost. Nu că vreau să fac teste, dar amin înseamnă așa să fie. Așa să fie. Și haideți când o spunem un amin, să-l spunem din toată inima. Știți de ce? Pentru că este un Dumnezeu în cer care îl aude. Și aș vrea să vă spun un secret. Este un înger, uitați-a,
aici undeva lângă ușă. Eu așa cred că este unul. Cel puțin unul. Aici lângă ușă. Și mă gândesc că unul dincolo lângă Natan cu toba. Și poate unul la ușă. Și unul dincolo. Și unul aici în mijloc. Care notează tot. Te notează și ce ai textat. Te notează ce ai textat. Și într-o bună zi cu textul tău care l-ai testat, ți se va pune în față. Uite, asta ai făcut în timp ce s-o predica. L-ai testat. Te notează scopul prin care te-o împins să te duci afară când s-o ridicat fratele George să predice. Te notează. Știi când ai avut nevoie, nici să bea apă, nici la toale. Știi că ai vrut să te întâlnești cu cineva pe holul bisericii și să faci, îmi spunea un juif la noi la muncă, în Israel se spune tac-atac. Numai aici se spune bla-bla-bla. Deci și acolo se spune, dar e a doua versiune. Ce prima versiune e tac-atac. Dragii mei, dacă vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie să venim cu atitudine, cu atitudine în așa fel să-L înduplecăm pe Dumnezeu, să-și facă simțită prezență. Amin? Amin. Amin. Cânta o fanfară, o cântare, și n-aș vrea să-i discriminez pe cei de la orchestră, cântă floare minunată, cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-a udat. Noi suntem flori în grădina lui Dumnezeu și Dumnezeu este grădinarul. Și Dumnezeu trece cu Duhul Sfânt printre noi și vede pe cei care se deschid să primească Duhul Sfânt. De sus. Și pe ăla ludă Dumnezeu. Și de aceea cel ce are, spuneți mai tare, celui ce are îi se va da. Și celui ce n-are îi se va lua și ea, nu știu dacă greșesc, dar îi se va lua și ea ceea ce îi se pare tare. Una e să ai ceva și alta e să ți se pară numai tare. Dragii mei, în așa fel să venim în casa lui Dumnezeu, ca acel grădinar să se oprească în dreptul nostru. Și să ne ude mai mult. Să ne ude, să ne ude și să ne ude. Și să fim o floare minunată în grădina lui Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. În seara aceasta aș vrea să vorbesc niște lucruri și din textul care s-a citit și m-am gândit, oare ce aș putea să spun ca dumneavoastră să nu știți? Știți că, în general, adunarea și cei ce ascultă ar vrea să asculte de la un predicator, să audă din gura lui lucruri, de fapt, care ei nu le cunosc. Măi, poate nu le-am mai auzit. Și știți ce m-am gândit, ce aș putea să vă spun ceea ce nu știți? Întâmplări din astea, cum spunea altădată fratele Iosif, pățanii și întâmplări din astea pe care voi nu le știți. Astea aș putea să le spun. Dar în rest din Scriptură, să vă spun ceva, ceea ce nu știți, ar fi prea puține lucruri. Poate dumneavoastră ați putea să-mi spuneți ceea ce știți și nu știu eu. Pentru că în vremurile noastre, și vorbeam cu cineva acum o săptămână sau două, iei un text, cum e aici textul din seara aceasta, și îl bași pe internet. N-am obiceiul acesta. Și mi-e martor Dumnezeu, nici măcar din biserica de unde am venit, din Cluj, din biserica din Carpați, unde este păstor fratele Relu Moldovan, nici acolo, cred că ultima dată l-am ascultat acum 2 ani de zile. N-am obiceiul. N-am obiceiul să ascult pe internet și pe internet și pe internet. Sunt informații bune, sunt predici bune, dar vreau să vă spun ceva și aș vrea să fiu sincer cu dumneavoastră. Prefer mâncarea caldă de la noi, de la adunare. Prefer aceasta decât conservele din altă parte. Să-mi fie cu iertat. Prefer atmosfera să ascult pe o frate de la noi din adunare, pe care știu, pe care îl cunosc, care mi întinde de fiecare dată o mână caldă, care se uită la mine și îmi zice pacea Domnului, decât să ascult pe cineva pe care, trebuie să spun, nu-l cunosc și nu l-am văzut niciodată. Și nici nu știu în ce apă să scapă. Și de multe ori în vremurile noastre se întâmplă așa. Că luăm un text, îl punem acolo pe undeva și ascultăm 4-5 predici și toate are versiuni diferite. Și acum venim cu aceste informații și cum să spuneați dimineață, cu subconștientul acela încărcat și spunem acum ce o mai fi spus fratele Iosif sau fratele Mircea sau fratele Tutare și eu să nu știu. Și am ajuns la o concluzie.
Vă las pe dumneavoastră să judecați, să vedeți dacă am dreptate sau nu am dreptate. Domnul Iisus Hristos și Sfânta Scriptură ne spune că grecii ce căutau? Înțelepciune. Și evreii ce căutau? Căutau minuni. Mulțumesc, frate Dorin. Unii căutau înțelepciune și ceilalți căutau minuni. Dar știți ce am văzut, ce am constatat în vremurile noastre? Știți că în biserici, și poate greșesc, dar poate nu greșesc, știți că în biserici oamenii sunt mai exigenți și sunt plini de greci și de evrei? Să caută și înțelepciune, dar și minuni. Și nu poți să-i mai surprinzi pe oameni cu nimic. Dar Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor ceva care probabil știau, dar era nou pentru ei. Și au spus, vă dau o poruncă nouă. Știți care era? Să vă iubiți unii pe alții. Să vă iubiți unii pe alții. Să n-ai dreptul, îmi spune odată un frate și îi dau dreptate, este aici în adunare. Să-ți bagi mâinile în urechi să nu mă aud. Spunea, la anii mei nu mai am dreptul să mă supăr. Spunea, mă frate, nu mai am voie să mă supăr la anii mei. Dacă mă supăr, mă simt imatur. Mă simt imatur. Dragii mei, păi ca să nu te superi, trebuie să-ți iubești frații. Să-ți iubești păstorul, să-ți iubești comitetul. Să-l iubești pe ăla de la ușă care spune, ridică-te, Filip, de acolo și ai la fanfară. Că nu-ți acolo cu la ușă, că ți-i la fanfară. Să nu te superi pe el. Aia să-ți trebă dragoste. Aia să-ți trebă dragoste. Când păstorul de multe ori, sau diaconul, sau eu știu, alt predicator își permite să treacă puțin mai departe decât învățătura care o primim de obicei și ne calcă pe bătătura pe care n-am vrea să ne calce. Să nu te superi. Să nu te superi. Păi dragostea lui Hristos în tine. N-ai voie să te superi. Îți dau un drept. Să te duci acasă să verifici dacă are dreptate ce spune. Și dacă are dreptate, fii ca și cei din Berea. Acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Of, slabă a fost amin ăsta. Slabă a fost. V-am spus că nu vreau să fac exerciții de amin, dar aș vrea să vă spun ceva, fraților. Ăștia suntem noi în vremurile moderne. Oameni moderni în vremuri moderne. Sau creștini moderni în vremuri moderne. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta aș vrea să vorbim despre creștini. Despre creștini. Fratele Iosif îi spuneam azi dimineața, acum că mi-a ușurat puțin slujba în seara aceasta pentru că au vorbit textul precedent. Înainte. Și acum eu doar continui ceea ce fratele Iosif o spart și o demolat. Eu mă duc acum doar după el și mai simt. E mai simplu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în textul în care l-a citit, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan. Aș vrea să ne oprim aici și aș vrea să vă împărtășesc un gând care l-am cu dumneavoastră. Un gând care l-am cu dumneavoastră. Vreau să-l împărtășesc și să-l împărtășim împreună. Știți că Dumnezeu de multe ori folosește la metod fort, cum spunem noi, ca să miște oameni. Poate ne-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit ca acel Ștefan să fie ucis cu pietre fără nicio judecată, fără niciun scrupul, fără nicio remușcare, să fie scos afară din cetate și împroșcat cu pietre. Lapidat. Poate ne-am gândit și am spus de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Că doar în vremea aceea mai ales era nevoie de propovăduitori. Păi era nevoie. Pentru că biserica era la început. Și să spune despre acest Ștefan că avea Duhul înfocat. Și ăsta s-a luat în gură, s-a luat cu farisei și ăsta nu a tăcut. Era un fel, mă gândesc, așa mi l-am imaginat, un fel ca Domnul Iisus. Și ca Ioan Botezătorul. Ăsta nu tace, ăsta spune ce vede.
Și s-a luat în gură cu ei. Și l-a ucis cu piept. Și l-a omorât. Pentru că tot această deplasare a lui Barnaba, de fapt, a fost din pricina aceasta. Pentru că au început prigonirea. Și m-am gândit de ce Dumnezeu, și poate v-ați gândit, de ce Dumnezeu a îngăduit aceasta. Și mi-a venit un gând și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Când Dumnezeu vrea să schimbe pe un om, și când manier dus, cum spunem noi, nu funcționează. Și omul acela nu vrea să asculte. Și ce se întâmplă? De multe ori Dumnezeu trimite necazuri, trimite prigoniri, trimite împotriva Lui niște vremuri de strâmtorare ca omul să se întoarcă la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le-a dat două porunci mari ucenicilor. Una este în Evanghelia după Marcu, chiar la sfârșit, dacă nu greșesc, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, Marcu 16 cu 15 și 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Asta era una dintre porunci. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cu alte cuvinte, nu vă limitați la zona Ierusalimului. Nu vă limitați la teritoriul lui Israel. Treceți dincolo de Marea cea Mare, Marea de Mediteran. Mergeți mai departe, mergeți spre India și propovăduiți Evanghelia, dar cu o condiție, care găsim această condiție în Evanghelia după Ioan. Tot la sfârșitul, nu, Evanghelia după Luca. Mă scuzați? Tot la sfârșitul cărții. Și să propovăduiască tuturor neamurilor numele lui Iisus pocăința și iertarea păcatelor începând Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri și iată că vă voi trimit peste voi făgăduința Tatălui meu din Ioan, deci, capitolul 24. Haideți să-l citim numai versetul 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Domnul Iisus Hristos le-a poruncit ucenicilor și le-a spus așa: rămâneți în Ierusalim, în cetate, până veți primi Duhul Sfânt, o putere de sus. Apoi, dacă vorbim în ordinea cronologică, după ce veți primi această putere, acum sunteți împuterniciți. Mergeți în toată lumea și luăm cuvântul din Evanghelia după Marcu și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dar mă gândesc că ucenicii aceștia au fost mai mulți și mai mulți s-au adăugat creștini sau credincioși, s-au adăugat lor, dar au rămas în Ierusalim cei mai mulți dintre ei sau în zona aceea. Și prin această prigoană, prin această ucidere a lui Ioan, o determinat de fapt, a lui Ștefan, o determinat de fapt, mulțumesc frate Vasile, o determinat de fapt ca să plece ucenicii să se împrăștie. Pentru că acum era mai periculos să rămână. Pentru că aș vrea să vă spun, chiar dacă au fost mulți ucenici sau mulți oameni care s-au întors la Domnul Iisus Hristos și l-a acceptat după înălțarea Domnului Iisus Hristos, să știți că încă în Ierusalim și în Israel erau aceste două mari opoziții. Erau cei care pretindeau că Domnul Iisus Hristos, de fapt, a fost cine? Un înșelător, pentru că așa le-au spus preoții, nu? Au spus înșelătorul acela și să știți că mulți păstrăzile Ierusalimului, așa spunea că era un înșelător. Dar erau credincioșii care au fost martori la coborârea Duhului Sfânt și primirea acestei puteri care au crezut în Domnul Iisus Hristos și la un moment dat, numai vreo 3.000 s-au pocăit, atunci s-au întors și s-au schimbat mentalitatea cu privire la gândurile lor despre Domnul Iisus. Dar au rămas tot timpul cei care îi prigonea. Și atunci, după ce a fost uciderea lui Ștefan, acești oameni s-au împrăștiat unii dintre ei și au plecat. Și acest Barnaba, despre el vreau să vorbesc, acest Barnaba, de fapt, cine era? Era un iudeu
care era născut în Cip. Deci nu era născut în Israel. Și era membru în biserica din Ierusalim. Un om spune cuvântul lui Dumnezeu care avea trei calități foarte mari. Și aceste trei calități mi le-aș dori să le avem toți dintre noi. Și apoi să mergem în misiune. Dar dacă nu le avem aceste trei calități, să ne gândim bine cu misiunile noastre. Una dintre ele zice că era, căci Barnaba este un om, era un om de bine. Un om de bine. Și găsim despre acest Barnaba, dacă dăm cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, cu versetul 36 și 36. 7. Iosif, așa îl chema pe acest Barnaba. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mândrierii, un levit de neam din Cipru. A vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Omul acesta avea această calitate de dărnicie. Era un om bun, era un om vorbit de bine, era un om bine văzut în biserica din Ierusalim și era bine apreciat. Asta era prima calitate, dragii mei. Ca și creștini, ca și oameni al lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun ceva. De multe ori așa repede ne dăm calificativul noi, dar să lăsăm pe cei din jur, să le dea ei calificativul, să vedem oare cât de bine ne vorbesc oamenii. Nu vorbesc despre cei răi. Știți că de fiecare dată sunt oameni răi, oameni porniți spre rău, oameni care pescuiesc din predica ta cizme și papuci, oameni pe care nu interesează peștii din lac, numai lucrurile astea. Sunt, dar nu vă luați după ei. Peștii lăsați-i în pace. Dar cei care sunt vredni de crezare, ce spun despre noi? Suntem oameni de bine? Oameni care sunt gata să punem, suntem gata să punem umărul la biserică atunci și la căruța bisericii când vedem că se duce greu? Sau suntem din aceia care stăm așa puțin pe deascuns și când vedem că din comitet și frați împing, noi din ascuns mai aruncăm câte o piatră așa sub roată ca să o împiedicăm? Sau luăm câte o coadă de mătură și o aruncăm între spițe? Să ne păzească Dumnezeu să fim din aceia. Barnaba era un om de bine. Și dovada că era un om de bine, putem să mergem la a doua calitate care zice cuvântul lui Dumnezeu. Plin de Duhul Sfânt. Dragii mei, îmi doresc ca toți să fim plini de Duhul Sfânt. Știți ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Să stai în prezența lui Dumnezeu în permanență. Planurile tale și planurile mele să nu aibă importanță prea mare. Să nu pui prea multă importanță pe eu-ul tău, pe năzuințele tale, pe pornirile tale, ci să lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața. Atunci dumneata și eu vom fi plini de Duhul Sfânt. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu și de credință. Un om care îmbărbătează parții. Un om care când vede că cei din jurul lui o duce rău, se apropie de ei și încurajează și spune, ai credință în Dumnezeu, nu te lăsa. Nu un om care faulchează. Era plin de credință. Și omul acesta s-a dus, așa cum se spune aici, s-a dus în Antiohia. Acolo, pentru că acolo s-a dus. L-a trimis biserica din Ierusalim, la frață de acolo, și cei mai mulți s-au dus la evrei. Știți că în Imperiul Roman, una dintre calitățile Imperiului Roman, și nu de mult am văzut un reportaj, știți care era una dintre prioritățile lor când cucereau o provincie. Să facă autoruta. Ceea ce românii nici în vremurile noastre nu le-au înțeles. Primul lucru care îl făcea când intrau într-o provincie, într-o țară, mă refer, ei făceau autoruta. Și am fost martor la aceasta, am lucrat o săptămână, că eram în clasa 10-a, în Cluj, într-o paranteză vă spun asta, pe strada Pata din Cluj, cine o cunoaște, am fost martor, m-am dus cu școala și am săpat timp de o săptămână și am văzut autorută romană la 6 metri sub pământ. Era pus molos pentru ea, peste ea cum s-o tot clădit și acolo s-a descoperit o rută romană și niște morminte lângă. De fapt, ruta pentru comunism nu era așa importantă. Importante erau mormintele, pentru că ele în sarcofagele acelea mari, foarte mari de piatră, care au luat parte și au dat cu lopata și cu mătura și când se deschidea capacul, erau tasat de acolo și numai ei, ștabii, ea mai mari, erau acolo, nu știu ce găseau acolo.
Asta interesa pe ei. Dar am avut parte să văd acele lucruri romane din anii, cred că din anii 100-120 erau. Erau inscripții acolo. Și asta era una dintre calitățile lor. Și de ce? Ca oamenii să se deplaseze repede. Ca ei să se deplaseze repede. Una dintre calitățile lor. Și în Imperiul Roman, evreii s-au stabilit așa aici. Ca și acum. Sunt peste tot. Aveau sinagogi peste tot. Am fost cu fratele Filip acum aproape un an de zile și am fost pe la Venut du Parc și am trecut pe acolo și erau oamenii aceia, evreii aceia, cu căciulile mari. Și au zis, mă, dar ăștia cine sunt? Și am zis, uite, sinagoga pe colț. Și-au scos telefonul și-au filmat și-au trebuit să-i filmez. Eu n-am văzut niciodată la noi în Phoenix așa ceva. Deci e incredibil. Uită-te sinagoga pe colț. Și-aș vrea să vă spun, în Imperiul Roman tot așa erau sinagogi. Și acest Barnaba și unii dintre ei s-au dus, dar s-au dus, cum spunea fratele Iosif, mai mult la evrei. Pentru că pe neamul le considera așa cum spunea fratele Iosif. Nu sunt vrednice de mântuire. Și acolo unde s-au dus, acest Barnaba, de fapt, s-a dus după aia la Tars, să-l caute pe cine? Pe cine credeți dumneavoastră s-a dus să-l caute? Pe prietenul lui, pe Pavel. Știți cine era Pavel? Un om convertit de la farisei. Convertit și când s-a convertit Pavel și când a venit la Ierusalim, vreau să stau departe de-l și-o zis, fariseul ăsta, băi, fățarnicul ăsta, ăsta n-are ce căuta între noi, ăsta e spion! În ghilimele. Știți cine l-a ajutat pe Pavel? Acest Barnaba. Și-a pus cuvântul pentru el și l-a apropiat de ucenici. Măi, fraților, stați că nu e chiar așa, că a avut întâlnire cu Hristos. S-a dus acolo să-l caute pe acest Pavel. Și l-a găsit și după aia spune cuvântul Domnului, o iau așa pe fugărite pentru că timpul trece, pentru că aș vrea să mă opresc la 4 puncte foarte importante. Dar pe scurt, nu vă faceți probleme, că nu trecem peste. Și-a stat un an de zile. Acolo în Antiohia. Un an de zile. Erau două Antiohii. Una era Antiohia Pisidei și era Antiohia care e aproape de Tars. Mă gândesc că la aia aproape de Tars. De-aia s-a dus la Tars după pare. A stat un an de zile și-a propovăduit Evanghelia. Ei, și după ce-a propovăduit această Evanghelie, oamenii aceștia care i-au auzit, fie că au fost greci, fie că au fost iudei, fie că au fost alte naționalități, în zona de sud-vest, sud-est a Turciei de astăzi, nu știu câte naționalități erau acolo, au căutat să le dea un nume. Măi, ăștia propovăduiesc ceva care noi nu știm. Și-aș vrea să vă spun, să te duci atunci, pe vremea aceea, la o sinagogă să le spui de Domnul Iisus Hristos, îți băgai capul în laț. Și asta pot să spună fratele Vasile Ghionoiu. Când a venit eu în Canada, era un frate ucrainian. Cred că era creștin după Evanghelie care venea la noi la adunare și mai vorbea din când în când, bătrânul, dacă îți mai aduci aminte. Și el mi-a povestit și-a spus așa, sunt evreu, dar am crescut în Ucraina. Și am fost în Israel în anul 90, după ce s-a terminat tot cu zona de est. Am fost în Israel și mi-am permis să mă duc la o sinagogă, să propovăduiesc pe Hristos și m-au bătut cu pietre un bătrân de nu m-am putut ridica de jos. Au spus, m-a scos poliția din mâna lor, așa m-au bătut cu pietre. Eu am auzit cu urechile mele de un om bătrân, care mi-a spus lucrul acela. Ce ziceți? Barnaba risca și cu Pavel. Risca să aibă soarta lui Ștefan. Și totuși oamenii aceștia nu s-au oprit. Au părăsit confortul din Ierusalim, mă gândesc că au avut acest Barnaba, familie. Au părăsit acel confort, s-au rupt și s-au dus acolo la risc și timp de un an de zile și oamenii auzindu-i ce predică, auzindu-i ce propovăduiesc, au căutat să le dea un nume. Dar știți că numele care i-l-o dat, nu i-l-o dat un nume ca și calitate. Știți? Știți că i-l-o dat un nume cum ne-o dat nouă înainte de 90? Și să nu-mi uit gândul acesta, știți ce aș vrea să le spun tinerilor de aici? Că înainte de anii 90, pe vremea vechiului regim, știți că în România toți erau creștini. Deci nu se opunea la discuție să nu fii creștin. În afară de regim, care ziceau în ghilimele de rigoare că ei nu sunt. Dar știți că toți erau creștini. Toți. Dar știți la bisericile evanghelice ce nume li s-au dat? Știți că la Pentecostal, cum suntem noi, la frații baptiști, la creștini după Evanghelie,
Și la adventiști, știți ce nume li s-o dea? Știți cum le spunea? Știți cum se spunea la noi la școală profesorul de română? Pocăiți în picioare. Dar știți că numele ăsta de pocăi nu ți-l-o dat ca o calitate, ca o batjocură. Ca o batjocură ți-l-o dat. Și te batjocurau cu acest nume. Măcar că acum, dacă i-aș spune cineva pocăi, mă, tu ești pocăit, ce bine ne-ar părea. Ce bine ne-ar părea. Dar atunci poate ne scârția, de fapt, așa a fost, ne deranja. Tași măi. Și ne permiteam de multe ori să le astupăm gura. Tași din gură, că-s numai din familie de pocăi, nu sunt pocăi. Așa spuneam copiii de pocăi. Că mă duc la adunare, nu sunt pocăi. Știți că în Antiohia le-au dat numele de creștini, dar ca și o batjocură? Ca o bătaie de joc? Dar oamenii aceia au văzut ce predică acești doi oameni. Barnaba și Pavel. Au văzut că predică un Hristos răstignit. Au văzut că oamenii aceștia trăiesc după felul în care ei predică. Au văzut ceva diferit la ei. Au văzut ceva deosebit. Și au zis, băi, dacă voi predicați pe Hristos, voi sunteți creștini. Creștini știți ce înseamnă? Un urmaș al lui Hristos. Unul care trăiește ca Hristos. Știți că numele ăsta creștin e o cinste? De multe ori când spun să nu botezi numele de creștin, să nu spui pe mașină arcipildul cu pește și să faci nu știu ce semne după aia către ăla și către celălalt, că l-ai pătat pentru un simplu arcipild, ți-ai pătat numele de creștin. Știți că în vremurile noastre oamenii nu caută să ne mai dea nume, caută să ne asocieze la numele care i-l-a dat atunci. Dacă atunci oamenii au căutat un nume, să inventeze un nume ca porecă, să le spună, oare ce nume să le dăm la ăștia? Și pentru că îl propovăduiesc pe Hristos și împărăția lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, atunci ești creștin. Dar știți care este marea diferență între ei și noi? Pentru că pe noi încearcă oamenii din vremurile noastre să ne asocieze la numele care s-o dat de fapt. Și mă rog lui Dumnezeu, ca niciunul dintre noi, de aici, nici noi și nici copiii noștri, să nu cumva să ne contrazicem cu numele care îl purtăm. M-am gândit și timpul să scurge și aș vrea să amintesc cele patru puncte. Care e impactul creștinilor care trebuie să-l aibă în societate? Atunci au avut un impact și mă gândesc că același impact. Am numit patru lucruri care poate să aibă un impact în jurul nostru. Unul dintre ele, creștinii dau o nouă speranță sufletului oamenilor. Îl propovăduiesc pe Iisus Hristos. Și în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 22-24, dacă vrea fratele Dorin să afișeze, acolo spune Pavel Apostolul celor din Corint, altor neamuri, spune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi ca și creștini îl propovăduim pe Hristos cel răstignit și aș vrea să nu se adaug la ceea ce spune Biblia, să adaug pentru noi și cel înviat din morți, lăudat să fie numele Domnului. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu numai a fost răstignit, a înviat și din morți. Noi îl propovăduim. Și cu viața noastră, cu vorbirea noastră, noi trebuie să dăm o speranță. Așa face un creștin. Acolo unde nu mai este speranță, el dă speranță. Acolo unde sufletul omului spune, nu mai este nimic după moarte. Un creștin spune, va da este. Prin Domnul Iisus Hristos poți să fii înfiat și poți să ai parte de veșnicie. Lăudați să fie numele Domnului. A doilea lucru, aș vrea să vă spun, dovedesc o înaltă trăire morală. Aceasta fac creștinii. Ne contrazicem cu asta. Dragii mei, oamenii se uită la noi. Oamenii se uită să ne asocieze, că aș vrea să vă spun, cât ar fi el de ateu și cât ar fi el de creștin, nepracticant, să știi că știe foarte bine ceea ce trebuie să faci. Și asta vreau să vă spun că am experimentat pe el. Și nu odată, nu de două ori. Oameni care n-au nimic de a face cu noi și n-au nimic de a face cu creștinismul, dar știe foarte bine cum trebuie să trăiești.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să avem o trăire diferită de ceilalți oameni. Dacă vrei și vreau să am impact în societate și ca să port cu cinste numele de creștini, ar vrea să vă spun că noi trebuie să avem o înaltă trăire morală. O înaltă trăire morală. Și am notat aici niște lucruri, niște versete, dar n-ar vrea să ăsta pentru că timpul să scurt. Noi știm ceea ce trebuie să facem ca să fim niște oameni morali. Niște oameni morali. Apoi, al treilea punct. Creștinii trăiesc în relații sociale cu oamenii de o bună relație socială. Creștinii nu se ceartă cu oameni. De ce spun lucrul acesta? Pentru că n-ați văzut niciodată și în societate n-ați văzut oameni care se ceartă între ei? Colegi la muncă care nu se înțeleg? Nu pot să se înțeleagă unul cu celălalt? Un creștin nu trebuie să fie așa. Un creștin în toată purtarea lui trebuie să aibă o relație bună socială cu cei din jurul lui. Și mai ales în familie. Și n-ar vrea să dau exemplele care le-am luat din Biblie. În primul rând cu soția lui. Și în primul rând cu soțul ei. Ar vrea să vă spun. Îmi vine greu să cred că cineva este creștin și nu se poate înțelege cu soția lui. Sau cu soțul ei. Asta este o viață socială care trebuie să o ai în familie. Și apoi de acolo pornește cu ceilalți oameni. Și al treilea punct, că nu vreau să o depășesc.